Obtineri au fost inculpați după violențele de la manifestația de acum două zile din Piața Victoriei. 4 au primit mandate de arestare, 4 control judiciar. Polițiștii au adus la audieri 79 de persoane acuzate că au aruncat cu sticle, torțe și petarde în jandarmii care păzeau Palatul Victoria. În agitația creată, unii jandarmi și-au bruscat inclusiv colegii infiltrați între huligani. Jandarmul a avut nevoie de îngrijiri medicale. Maiorul a fost internat la Spitalul Gerota. Potrivit ministrului de interne, în urma ciocnirilor, 8 jandarmi și 4 civili au fost răniți. Ministerul de interne a avut în Piața Victoriei, în fiecare seară de proteste, un dispozitiv impresionant. 1700 de oameni, dintre care 1200 jandarmi, restul polițiști și angajați ai ISU.